Dragilor, mă bucur că am ajuns din nou în familia Betania, așa cum ne place să-i spunem și eu cred că Dumnezeu face ceva lucruri noi aici. În primul rând, ne dezlipește de trecut, de tiparele prin care am crescut și cu care fiecare dintre noi încă avem lupte, dar ca să se întâmple lucrul acesta și să fim păziți în aceste vremuri din urmă de înșelăciunea care vine, despre care am vorbit data trecută, avem nevoie să ne întoarcem la adevăr. Dragilor, trebuie să luăm în serios cuvântul lui Dumnezeu. De prea multe ori vorbesc cu copiii ai Domnului care știu mai bine ce a spus unul și altul și nu știu ce spune Scriptura. Este inadmisibil ca un om care e în biserică de cel puțin un an de zile să nu știe doctrinele de bază ale credinței creștine. E inadmisibil să fii creștin de 6, 7, 8 ani și tu să nu știi să vestești vestea bună, să știi care e Evanghelia. De aceea Scriptura ne cheamă pe fiecare dintre noi în aceste vremuri din urmă să ne întoarcem la adevăr. Adevărul ne va face liberi. Pot să mă rog pentru tine 100 de ani de acum încolo. Dacă nu înveți să trăiești și să umbli în adevăr, tu nu vei fi liber. Eliberarea ți-o poate da Dumnezeu într-o secundă la rugăciunea unui păstor sau unui slujitor, dar să păstreze eliberarea trebuie să umbli în adevăr. Spune Scriptura în 1 Timotei capitolul 4, dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă, unii, unii, nu toți, unii se vor lepăda de credință, ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fel roșu însuși cugetul lor. Dacă o să citiți mai departe capitolul, o să vedeți că acești oameni opresc căsătoria, întrebuințarea unor bucate cu acești oameni, cu acești învățători falși. Pavel s-a întâlnit cu ei în Efes, s-a întâlnit cu ei în Colose și i-a confruntat, pentru că el a venit cu adevărul Evangheliei. Ei încercau să pună lucrurile sau tradițiile lor pe lângă adevărul Evangheliei și noi știm și am învățat din Scripturi că Iisus Hristos minus sau plus ceva este erezie. Lângă Domnul Iisus Hristos nu trebuie pus absolut nimic pentru că El este îndeajuns, amin? Jertfa lui pe cruce este ajuns? De aceea Biblia ne avertizează și spune Duhul amurit. Am adică clar, nu o să fie niciun fel de îndoială, că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de, de credință, de daruri, nu de vorbire în limbi, nu de prorocii, nu de experiențe, se vor lepăda de credința în Domnul Isus Hristos. Aici este bătălia ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Atenție, bătuți de au auron oameni care vorbesc minciuni. În vremurile din urmă înșelarea va fi atât de mare, cum spuneam data trecută, înșelați de cel rău, înșelați de noi înșine, înșelați de alții, înșelați de păcat și până la urmă Dumnezeu ne lasă în voia minții noastre blestemate pentru că atunci când omul nu vrea să se pocăiască și Dumnezeu îi dă an și, an și an și an și an și an și bate la ușă, Dumnezeu îl lasă. Duhul Sfânt te lasă în pace. Dacă tu îl refuzi și dacă îl pe Hristos, Duhul Sfânt te lasă în pace. Așa cum spunea Domnul Hristos în Matei 24, repet și ce am citit și data trecută, vor veni mulți, spune Scriptura în 24, Matei 24 cu 4, mă gaze seama să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul. Și vor înșela pe mulți. Vor înșela pe mulți. Versetul 11, ce se vor scula mulți proroși mincinoși și vor înșela pe... Mulți, nu puțini, mulți. De asta avertizmentul Scripturii trebuie luat în serios. Când Israelul zilele trecute a fost, a fost avertizat de America, vedeți că în câteva ore Iranul vă va ataca, Israelul n-a zis hai să mergem la plajă. Ei au luat în serios avertizmentul pentru că este război. În același fel noi suntem într-un război spiritual și avertizmentul Scripturii trebuie luat în serii. O, nu mai avem timp de joacă, în vremurile din urmă se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Versetul 24, că se vor scula cristoși mincinoși, proroci mincinoși și vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele dacă va fi cu putință chiar și pe cei aleși. Iată că Scriptura ne avertizează că în vremurile din urmă, vremurile din urmă nu vor fi dificile doar din punct de vedere uh, cum să spun, al vremurilor, ca și climă sau financiar, ci cel mai, cum să spun, cel mai critic lucru din vremurile, din nou este înșelarea. Cum noi care mergem pe calea credinței, trebuie să ne asigurăm că ne ducem mântuirea până la capăt. Domnul Hristos a alergat până la capăt, Pavel a alergat până la capăt. De aceea, Biblia ne avertizează în nenumărate rânduri. Aveți grijă să nu fiți înșelați. Apostolul Pavel de asemenea vine cu o avertizare dramatică în 2 Corinteni 11 de la 3 la 4 și spune Mă tem după cum șarpele a măgit pe Eva. Șarpele lucrează și acum. Satana lucrează cu înșelăciune, minciună, decepție. El lucrează în contra lucrează cu dezinformare. Nu mai știi în ce parte să o iei. Dacă mă îngrijorează ceva, vă spun sincer. Și mi-e milă. Mă întâlnesc cu atâția oameni care nu știu stânga de dreapta și merg la biserică de zeci de ani. De ce? Pentru că niciodată nu și-au pus inima să caute adevărul pentru ei înșiși. Și spune Apostolul Pavel aici, după cum șarpele a măgit pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curățenia și credincioșia care este față de Cris, tot în adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască, atenție, un alt Iisus pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă e vorba să primiți un alt duh pe care nu l-ați primit, sau o altă Evanghelie pe care n-ați primit-o, cum îl îngăduiți voi de bine? Iată că Pavel, încă din primele momente ale vestirii Evangheliei lui Hristos, apare și spune oameni buni. Există un alt Isus, există o altă, un alt Duh și o altă Evanghelie și dacă prorocii ăștia mincinoși vor reuși să vă propovdească un alt Hristos, automat cu acel Hristos fals vine un alt Duh care nu-i de la Dumnezeu și cu acel Duh o altă Evanghelie. Și ce multe sunt în lumea asta. A 2 Corinteni 11, de la 13, la 15. Oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși niște lucrători înșelători, iată că lucrează cu înșelăciune, care se prefac în apostolul ai lui Hristos. Și nu-i de mirare că și chiar satana se preface într-un înger de lumină. Nu e mare lucru dacă chiar și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Se prefac în slujitori ai neprihănirii, adică predică neprihănirea, dar nu o trăiesc. Asta fac prorocii falși. Ei predică cuvântul lui Dumnezeu, dar nu îl trăiesc, nu îl împlinesc. Pe buzele lor să află Scriptura, dar în viața lor spune o altă poveste. Sfârșitul lor va fi după faptele lor, spune Apostolul. 2 Timotei 4, de la 3 la 4, spune așa că își va veni vremea Timotei, când oamenii nu vor putea să sufere învățătură sănă, toasă. Ce este Scriptura? Învățătură sănă, toasă. Biblia spune, Scriptura spune că cuvintele lui Hristos sănătoase ne duc la evlavie, nu la păcat. Dacă asculți o altă Evanghelie, un alt Hristos, de un alt Duh, s-ar putea ca să te ducă la păcat. De asta trebuie să avem grijă ce ascultăm. Îi voi gâdi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da atenție învățători după poftele lor. Oameni buni, credeți-mă, lucrurile astea se întâmplă. Eu am fost în biserici în care mi s-a spus așa, nu mai veni aici să predici de păcat, de pocăință și de judecată și de altele, că ne fugărește oamenii din biserică. Predică-ne doar pozitiv. Ce mi se cerea acolo mie? Să predic o altă Evanghelie, un alt Hristos. După poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și își vor îndrepta urechile spre istorii închipuite. Cu alte cuvinte vor trăi scenarii. Diavolul are puterea să proiecteze în mintea ta imagini sau scenarii în care să te țină legat ani de zile, poate chiar toată viața. De asta, singurul lucru care te poate dezlega de minciunile și înșelăciunea celor rău este cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Pentru că Satana vine cu înșelare și înșelarea lui vrea să ne abată de la devoțiunea noastră pură față de Isus Hristos. De asta, Pavel Apostolul vine și spune că parte din strategia lui Satan este aceasta, un alt Isus, un alt Duh, o altă Evanghelie. Aș vrea în seara asta să vă dau câteva exemple de Evanghelii false. Pentru că cu unele ne-am întâlnit și noi. Și după aceea să continuăm să dezvoltăm acest subiect, pentru că studiul pe care o să-l facem, predicarea cuvântului despre vremurile din urmă, <coughs> probabil se va desfășura undeva pe, de la șase întâlniri încolo. Nu este ceva care să trecem cu grabă prin el, noi trebuie să înțelegem, să ne luăm toate ancorele și măsurile de precauție ca să nu fim înșelați. Una din evangheliile false care le-am întâlnit se numește Evanghelia Prosperității și a Confortului. Și vă dau câteva exemple scurte după care intrăm mai adânc în Cuvântul lui Dumnezeu. Și asta este, sună cam așa, tu ai fost chemat să ai tot binele de pe pământ, nu trebuie să primești răul, nu primești răul, nu primești răul, Dumnezeu e cumva obligat să-ți împlinească poftele, El devine undeva, cumva așa, ca și cu lampa lui Aladin, El acolo să-ți împlinească ție tot confortul de care ai nevoie ca tu să-i poți să-i slujești. Dragul meu, Preocuparea lui Dumnezeu nu e confortul nostru, este caracterul nostru. Repet, preocuparea lui Dumnezeu nu e confortul, este caracterul. Din start, Evanghelia asta cade testul. Pentru că Dumnezeu nu vrea să te facă pe tine bogat, n-are niciun interes în asta. Biblia spune, fiți bogați în fapte bune. Aia e cea mai mare bogăție care e cu tine. Îi spune bogatului, vin de tot ce ai de la săraci și vin-o dar și ur. Urmează-mă! Hristos e cea mai mare bogăție a noastră. Evanghelia prosperității și a confortului a nenorocit pe mulți copii ai Domnului și va nenoroci în continuare, pentru că ei cred că Dumnezeu poate să dea lucrurile acestea. Dar eu știu ceva. Eu am auzit mărturii de la oameni care au făcut legământ cu satana și satana i-a îmbogățit. Satana le-a dat confort. Unul dintre cei mai celebri cântăreți american de pop cu camera ascunsă a recunoscut, mi-am vândut sufletul la 22 de ani să ajung faimos. Și acum încerc să prelungesc cât mai pot, pentru că știu că după ce închid ochii sunt al celui rău. Evanghelia prosperității. Mai este o evanghelie care am auzit de ea și m-am întâlnit cu ea, se numește Evanghelia Justiției Sociale, asta e legată cu neomarxismul. Dăm guverne jos, facem revoluție, schimbăm conducerea, ne ducem în stradă, revoluționari. Dragul meu, vreau să te întreb, te-a chemat Hristos să faci revoluții? Când El, cu gura Lui, spune în Scriptură Apostolul Pavel, supuneți-vă oricărei stăpâniri, căci nu e nicio stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Ne ridicăm și ne umflăm în mândrie neul nostru. Noi schimbăm socialul, facem... Fără cum eu am văzut mulți oameni care au lucrat în social și nu-L predicau pe Hristos. Și după 10-15 ani cu care au lucrat în lucrarea socială cu oamenii ăia, am stat cu ei de vorbă și am întrebat, vi s-a spus vreodată că sufletul vostru o să ajungă în iad fără Iisus Hristos? Nu! De 15 ani ne aduc ăștia sandwich haine, mâncăm, ne bucurăm de ele, dar nu ne-au zis niciodată că noi o să murim și o să mergem în iad. Evanghelia socială nu salvează pe nimeni. Să ajutăm pe săraci este porunca Domnului Isus, dar săracul are nevoie de mai mult de atât. Duceți-vă și propovăduiți săracilor Evanghelia lui Dumnezeu, că-și Duhul Domnului m să vestesc săracilor ce? să le dau bani. Evanghelia pentru că sărăcia e o mentalitate. De asta aceasta Evanghelia a justiției sociale, care există și un film, nu știu dacă ați auzit de el, se pune Machine Gun Preacher, da? predicatorul cu, cu pușca în mână care a mers și a făcut dreptate. Și spunea el acolo, eu n-am văzut filmul, dar am văzut ceva reclame și m-am gândit, predicatorul cu pușca în mână, și cum sună asta? Ce, Cristos e ăsta? Hristosul pe care îl cunosc eu, Hristosul biblic, n-avea o pușcă în mână. N-a venit să facă dreptate și striga el acolo într-o reclamă, da? Am văzut un mini-review din film și spunea, lumea nu are nevoie de oi pe care Hristos să le folosească. Are nevoie de lup cu pușcă în mână. Evanghelia dreptății sociale. Să știți că în America de Sud prinde foarte bine. Acolo sunt foarte multe găști care au amestecat creștinismul, da, catolic, da? Religia catolică cu această mentalitate de a da guverne, de a face dreptate, nu face guvernul dreptate, și noi în stradă și facem dreptate, dragii mei. Dumnezeu ne poruncește să ne rugăm pentru autorități. Amin. Apoi este Evanghelia Harului Ieftin, am auzit-o și m-am întâlnit și cu asta. Evanghelia Harului Ieftin spune cam așa, poți să faci orice, oricând, că odată mântuit, ești pentru totdeauna mântuit, nu-ți mai fă griji, tu ești bine, dar niciunde în Biblie Dumnezeu nu promite lucrul ăsta. Din potrivă în spune că harul care ne-a fost arătat ne învață să rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Ei, eu cunosc oameni care cred în Evanghelia Harului Ieftin care se drogează, trăiesc o viață promis, o da? trăiesc când au amante, au amanți, da? curvesc, așa mai departe în statul și așa mai departe. Dar ei cred că sunt creștini. Pentru că, frate Sani, Harul le face pe toate. Noi nu trebuie decât să stăm, să ne bucurăm de viață. Că doar Domnul consider că Dumnezeu nu mă vrea fericit. Dragul meu, Evanghelia Harului Ieftine o înșelătorie, nu există. Harul adevărat, Harul biblic, Harul scriptural, te învață să o rupi cu ocultul și te învață să o rupi cu poftele lumești. Cu alte cuvinte, Harul nu girează pentru poftele tale. Mi-a spus odată un, păstor care îl cunosc personal zice, frate, să știți ce mi s-a întâmplat apropo de Evanghelia asta, justiție socială. M-au căutat masoni și ăștia de la Rotary și ăștia care să vin să fac schimbări. Să... Și ce le-ai spus? Că nu cred în așa ceva. Dumnezeu pe mine m-a chemat să fiu copilul lui, să-l urmez în adevăr, să stau în adevăr, să trăiesc adevărul, să stau în adevăr. Îl ați doar minciun, dragul meu, dacă te implici în organizații oculte, este un preț de plătit. Nu te băga unde nu știi, cercetează întâi. Harul eftin, le acoperi pe toate, fă ce vrei. Nu există așa ceva. Atunci când îți predai viața lui Hristos și începi să experimentezi harul, primul lucru care harul face în viața ta, Duhul Sfânt îl face, te sfințește, te ajută să fugi de păcat. Nu să fugi în păcat. O altă evanghelie care am întâlnit-o se numește A perfecțiunii și a șoului. Dacă nu e perfect, dacă nu este muzica perfect, mai bine nu cânt. Dacă nu avem filmarea bună, mai bine nu o fac. Dacă nu avem scaunele aia, mai bine nu. Mai bine nu, mai bine nu, mai bine nu. E tot un show, e tot un program, e totul scris la centimetru. Îmi spunea cineva, băi omule, până și rugăciunea mi-au dat-o ăștia scrisă ca să o învăț pe din afară. Trebuie totul să fie țiplă, trebuie totul să fie la virgulă, trebuie totul să fie perfect. Dar Evanghelia a perfecțiunii și a show-ului nu e despre Hristos, e despre eforturile noastre personale de a da bine în fața acestei lumi. Această Evanghelie lucrează mână în mână cu marketizarea. Să marketizăm biserica ca și cum Domnul Hristos și Duhul Sfânt are nevoie de marketing în biserică. Mi-a zis unul, nu mai avem nevoie de Duhul Sfânt astăzi. Există principii de marketing. Putem să mulțim biserica și fără Duhul Sfânt. Știți și e aia? nu Evanghelia lui Hristos. Pentru că în Evanghelia Biblică a lui Hristos, Hristos e Domnul și Duhul Sfânt îi ajuta și să înmulțeau în fiecare zi. Ai grijă la Evanghelia asta a perfecțiunii. Totul e fain, totul e strălucitor, muzica sună impecabil. De ce merge acolo? Muzica sună extraordinar. Și după muzică, nimic. Noi nu venim la biserică pentru muzică, noi venim la biserică în comunitate să ne închinăm Domnului Isus Hristos, să-L celebrăm împreună, amin? Noi nu suntem spectatori, noi suntem participanți, suntem închinători, amin? Mai e o evanghelie, se numește Evanghelia Condamnării, Biciuirii și a Codului Vestimentar. Asta în bisericile tradiționale. Dacă nu te îmbraci așa, dacă nu faci așa, dacă nu faci aia, dacă nu faci aia. Dragul meu, și asta e periculoasă. Pentru că atunci când tu te întorci la Hristos și ești plin de Duhul Sfânt, Duhul Sfânt îți comunică cum tu trebuie să te îmbraci. Nu trebuie să vin eu să spun că nu e ok cum te-ai îmbrăcat. Duhul Sfânt îți spune, spune Scriptura, vorbește de decență, spune nu cu haine scumpe. Dar noi alergăm doar după haine scumpe. Când mă mai întâlnesc pe aici, pe Nocco, cum îi ziceți voi cu, cu cineva și bă, frate, să și tu ești pe aici, pe la Occo. Cum, frate, aici e teritoriul meu, zic. Aici -a și evanghelizez, aici am și câte un tricou, și câte un pantalon, și câte un... Zice și eu la fel. Nu zice nimeni să nu-ți cumperi haine noi, cumpără le dar ține cont că Evanghelia lui Isus Hristos nu stă în codul tău vestimentar. Nu ești mântuit că ai cravată sau nu ai cravată, ești mântuit prin credință în jertfa Domnului Hristos. Pentru că dacă tu spui, bine că te-ai pocăit, dar mai trebuie asta, tu faci jertfa lui Hristos fără putere, e blasfemie împotriva lui Dumnezeu. Îi spui lui Dumnezeu pe lângă jertfa fiului tău, mai trebuie să pun și cravată. Oricum, ascultă-mă când pleci, pleci fără ele. Gol m-am născut, zicea eu, v-am venit. Pleci fără. Așa că ai grijă și la această evanghelie legalistă. Eu personal vă spun o mărturie personală. Am venit la biserică în 1993. Am intrat la biserică în șlap, în pantalon scurs cu părul până aici, acum eu și plin de tatuaje. Și când m-au văzut oamenii, a venit cineva la mine și chiar cum a pășit spre mine, m-am uitat și am zis, și tu vrei să vii să-mi spui cum să mă îmbrac? Pentru că eu n-am venit la biserică pentru asta, prietene. Hai să spun ceva, eu am probleme serioase, zic eu, dacă azi nu lucrează Dumnezeu, eu pe tine te și de viu. Eu am probleme aici, înțelegi? Eu am probleme aici, eu am probleme aici. Am furtună aici, am furtună în viață. Eu am nevoie de Hristos. Zic că ea de peste drum, am dus și le-am cerut pe Hristos și eu zic că ei nu mi-l pot da să trec peste drum la voi. Voi mi-l puteți da pe Hristos. S-a la mine, speria păstorul ăsta, era un american și a zis, noi ți-l putem da pe Hristos, că doar atât avem. Zic, nu, no, mă bucur, înseamnă că aici la voi vin. Zic, sper că nu-i problemă ținuta mea de pescar, nu? Nu, zice, stai liniștit, ăsta a fost înțelept. Domnul va avea milă de tine, tu doar stai aici în scaun și ascultă. Și în timp ce ascultam cuvântul lui Dumnezeu, mintea mea a început să fie transformată de Duhul Sfânt. Mintea mea a început să fie transformată. Ce s-ar fi întâmplat dacă oamenii ăștia ar fi alergat cu foarfeca după mine? Știi ce s-ar fi întâmplat? aș fi ieșit, m-aș fi dus și aș fi fost pierdut pentru totdeauna pentru că mi-ar fi prezentat o evanghelie a exteriorului, nu a interii orului. Împărăția e înăuntru nostru. Și atunci când împărăția intră în tine, Dumnezeu te transformă. Dar mai e o evanghelie falsă, se numește a senzaționalului și a experiențelor. Totul despre a experimenta puterea, dacă nu-i putere, dacă nu cădem, dacă nu țipăm, dacă nu strigăm, dacă nu... Dragul meu, Biblia ne cheamă simplu la ascultare de adevăr. Nu te cheamă să simți, dar frate, dar nu simt, aștept să simt, să vin la biserică, aștept să simt, să mă las de țigări, aștept să simt, să mă, să mă căsătoresc, aștept să simt, să... Aștept... Noi nu trăim prin simțuri, noi trăim prin cre, credință în Fiul lui Dumnezeu care s-a dat pentru noi, ascultând de adevărul și de cuvântul care deja ni l-a lăsat. De asta în seara asta, asta a fost doar introducerea, acum începem predica. Îmi pare, pare rău. Am po po povestit cu pastorul și eu zis pastorul nou, ia timp că trebuie, zice că astea sunt lucruri serioase. El e martor aici. Dar aș vrea să luăm în seara asta doar unul din semnele, vi le citesc pe toate, unul din, unul din semnele care ai fost virusat de aceste învățături false și aș vrea să vi le citesc pe toate, după care să o luăm pe primul și vorbim câte puțin despre în seara asta. Primul, predicarea Scripturii nu e suficientă, trebuie tot timpul ceva nou, o revelație nouă. Asta e una din mentalitățile care umblă în oamenii care au primit evanghelii false. Scriptura nu-i de ajuns, trebuie tot timpul ceva nou. Al doilea, nu fac când de ajuns să fiu vizibil, trebuie să încep să mă promovez, să ies în față ca să fiu sare și lumină. Cum vi se pare? L-ați văzut pe Domnul Hristos că o chemat cu surle, cu trâmbițe când s-au născut. Ioan Botezătorul a făcut la fel. Elie când o pleca la cer, o chemat pe toată lumea. Băia, tot Israelul, alinierea. Plec la ceruri mâine, vreau să vă văd acolo pe munte, să mă vedeți cum plec în carul cu foc. Știu și eu, dar au plecat în anonimat. Nu-i Duhul lui Hristos în autopromovare, Duhul ăsta de autopromovare în prorocii mincinoși. Al treilea, Haru, acoperă-te totuși te poți juca cu păcatul. De fapt, unii dintre, unii dintre, dintre păsorii americani la ora asta și teologii americani liberali, care nu mai folosesc cuvântul păcat să nu jignească pe cineva, îi spun problemă. Al patrulea, dacă, nu, dacă facem semne și minuni, singur, sigur Dumnezeu este cu noi. Dacă nu avem semne și minuni, Dumnezeu ne-a părăsit. O altă mentalitate falsă. Eu vreau să vă întreb, ce spune Domnul Iisus Hristos doar așa despre Ioan Botezătorul? A fost cel mai mare dintre... Ok, întrebare, câți morți a înviat o Botezătorul? Zero. Câți bolnavi a vindecat? Zero. Câte semne a făcut? Zero. Câte prorocii a dat? Zero. Și totuși Domnul Hristos spune, El e cel mai mare. De ce? Pentru că Ioan a fost mesajul însuși. Cinci, Viața bazată pe simțuri și experiențe în loc de ascultare. Doar ca idee, ca și gând pentru când o să vorbim, Dumnezeu nu te cheamă la experiențe, Dumnezeu te cheamă la ascultare, amin? Că pentru că dacă Dumnezeu te cheamă la experiențe, străiești pe bază de simțuri, azi îl simți, mâine nu mai simți. Azi ești aici, mâine nu mai simți. Și viața ta o să fie ca un carusel. Nu o să ai stabilitate. De aia se roagă David, Doamne, dă-mi un duc statornic. Un duc cu rădăcini. Și ultimul va fi mitul omului cu puteri speciale care poartă ungerea Domnului. Păsta l-am întâlnit peste tot. Bă, dacă mergem acolo să roagă la pentru noi, ne face transfer de ungere. Mi-aduc aminte că eram la o conferință în Anglia m a invitat cineva acolo, am fost cu un grup de păstori și au început ea să sară, să cadă, să tot felul, pe, pe, pe acolo făceau, nu știu. Și eu stăteam lângă un stâlp și mă uitam la ei. Și au venit delegația română să tragă, băi, ce faci, de ce nu intri, tu nu vezi puterea lui Dumnezeu? Tu nu vezi ce se întâmplă aici, o ungere, mă, hai să pună omul lui Dumnezeu mâna pe tine, mă, să se transfere, mă. E ca un cablu de date, cum pune ăsta transferă? Și în momentul le-am spus, unul eu am 2 cu 20, Că ungerea voi ați primit-o din partea acelui sfânt. Nu-ți poate da niciun om ungerea, dragul meu. Ungerea ți-o dă Dumnezeu. Voi ați văzut că atunci când Elisei, nu să predich despre asta astăzi, cu altă ocazie, îi cere lui Ilie porție dublă. Ce zice Ilie? Dacă vei sta până la sfârșit, vedem ce să se întâmple, că nu depinde de mine să-ți dau porția dublă, depinde de Dumnezeu. În seara asta, pentru câteva momente, aș vrea să intru în acest subiect al predicării Scripturii, care unii spun că nu e suficientă Biblia, trebuie întotdeauna o revelație nouă. Sunt oameni în America, că și eu acum am auzit de un caz, care spune că el a avut revelația a doua Apocalipsa a lui Ioan, care Domnul Iisus Hristos nu i-a putut o descoperi lui Ioan, că Ioan era prea slab și a, -a descoperit-o lui. Și o să scoată cartea acum. Și sunt atâtea, cum să spun eu, nu știu cum să numesc, că nu sunt tare la internet și sunt cel mai fraier, dar sunt din astea, acum pre-orders, sau cum să numesc, pre-orders, da? Au, au, comandat înainte nu știu câte sute de mii de oameni să vadă a doua Apocalipsa lui Ioan. Eu vreau să vă spun, voi credeți așa ceva? Știți și ce o să se îmbogățească unul singur. După ce vin de cartea, să duce în insule, și trăiește fericit și zice, băi, am păcălit, aleluia. Uite, 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 da? Predicarea nu e suficientă, trebuie tot timpul, ispita asta este pentru păstori, tot timpul câte urci la amvon, crede-mă, e o ispită să aduci ceva nou, să predici ceva nou, dar să te să mă gândesc într-o zi, Doamne, zic am predicat anul ăsta, la anul ce mă pui să predic? Și Domnul zice, cu ce s-a coborât Moise de pe munte? Zic eu, cu aceleași table, cu aceleași porunci. Asta faci și tu. Anul viitor mergi cu aceeași scriptură, cu aceleași porunci. Eu o ispită în a avea tot timpul o revelație nouă. Am fost într-o biserică din aia. Am avut contact cu o biserică. Mulți din cei de acolo s-au rătăcit. De ce? Că tot timpul trebuiau să vină la masă cu ceva nou. Dragul meu, Hristos nu te cheamă la ceva nou, te cheamă la lucrurile care sunt scrise, să asculți de ele și să le împlinești. Dumnezeirea lui, spune Scriptura, ne-a dăruit tot. Adică, cu alte cuvinte, nu mai ai nevoie de ceva nou. Domnul ți-a dat tot în ceea ce privește viața și Evlavia, prin cunoașterea Celui care ne-a chemat, prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui spus de mari și scumpe, ca prin ele prin făgăduințele Lui, să vă faceți părtași firii dumnezești după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. 2 Petru 1 de la 3 la 4. Ne-a dat tot. Nu am nevoie de ceva nou, nu am nevoie de o revelație nouă. Am aici dată cuvinte de ascultat și de împlinit la greu. Vorba lui de s-a pocăit în gașcă cu mine. Învățau versetul săptămânii și băie, cum, cum stai cu versetul din a doua săptămână? Și zice, frate, postori, sunt încă la primul verset să nu furi. Când îl împlinesc păsta a trec la al doilea, să nu minți. Trebuie să ne împlinim Scriptura, Scriptura e suficientă. Spune Apostolul Pavel aici că noi suntem chemați să fim credincioși în lucrurile mici, în rutină și în disciplinele spirituale, pentru că de multe ori ești ispitit. Când vezi pe YouTube, pe Instagram, pe alții că fac, wow, viuri, bă, ce fain ar fi să fac și eu. Nu te duce! Nu te promova singur! Ăla nu e Spiritul lui Hristos. Autopromovarea e din Spiritul lui Anticrist. Isaia, capitolul 14. Eu mă voi ridica, eu mă voi promova, eu mă voi, îmi voi face reclamă, sunt apostol, sunt proroc, primiți-mă. Mi-a dat Dumnezeu o revelație nouă. Aia e fals. Evanghelia e Evanghelie falsă. Un proroc adevărat nu se promovează singur niciodată. 2 pentru capitolul 2 spune, din voi s-au ridicat proroși mincinoși, dintre voi. Apostolul Pavel spune, dintre voi, trebuie să avem grijă, dragii mei, unii mai zic că predicarea Evangheliei și trăirea după standardul ei nu e suficientă. Trebuie multe manifestări. Eu pesă tot pe unde merg, aud asta. Frate bun, e fain cuvântul ce ai... Manifestări, frate, când manifestări? Ce manifestări vezi? Păi vorbirile în prorocii, tremurături, chestii, ceva putere, frate Sani, nu doar cuvânt, cuvânt, cuvânt. Păi zic, că în cuvânt este putere. E putere de transformare. Zic tânărul ăla, tocmai ce ieșit în față să se predea să boteze. Nu e aia lucrarea Duhului Sfânt? Poți tu să convingi un om? Nu pot. Dar eu vreau manifestări. Ai grijă. Pentru că Domnul Hristos a spus așa, păziți-vă de prorocii mincinoși, pentru că ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Îi veți cunoaște după... Roada are de-a face cu caracterul, dragul meu. Darul are de-a face cu Dumnezeu, nu cu tine. Când ai darul vorbirii în limbi, ăla e un dar care l-ai primit la Dumnezeu pentru zidirea ta, atâta tot. Ai darul prorociei, un dar care Dumnezeu ți-l-a dat ca să zidești pe alții, atâta tot. Dar aia nu spune de calitatea credinței tale. Roada spune de cât de bun ești tu. Eu când m-am dus acum într-un loc, am gustat un fruct de la cineva și am știut, zic, măi, pomul ăsta e într-adevăr un pom de calitate. De unde am știut? Nu după frunze, după Roadă, după gust. Când intră oamenii în contact cu tine, ce experimentează? Amărăciune? Mânie? Frustrare? Și după aceea le vorbești în alte limbi? Zice Domnul Hristos, or și cine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerulor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Deci doar împlinind voia te califici. Pentru că mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău? N-am scos noi, dragi, numele lui. Și iau, uite, vedeți, a, vedeți aici adresarea: Doamne, Doamne, adică ăștia în mintea lor ei cred că sunt slujitorii lui. Lui Isus, atât de tare lucrează înșelarea. Doamne, Doamne, n-am scos noi, dragi, n-am pronunțit noi. N-am făcut noi multe minuni în numele tău atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine voi toți cei care lucrați fără de legea. Vă spuneam că definiția unui învățător și proroc fals predică una și trăiește alta. La fel e și definiția unui creștin fals. Ce ar trebui să ne cercetăm pe noi înșine să vedem dacă nu cumva trăim falsul. Predic eu una și trăiesc alta? Sunt un fraud, da? O fraudă Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește, spunea Domnul Hristos. Degeaba daruri și manifestări, crede-mă. Degeaba daruri și manifestări. Ele sunt bune, au o, limit, cum să zic, un, un, o utilitate limitată. Dar caracterul tău te va duce o viață întreagă, amin? Spunea cineva, frate, cu talentul ajungi în vârf, dar caracterul te ține. Cu talentul ajungi în vârf, dar caracterul te ține. Degeaba daruri, degeaba manifestări dacă nu ai reprezentat corect pe Mântuitorul. Le spune aici, degeaba mi-a zis, Doamne, Doamne, ați făcut minuni, ați prorocit. Degeaba, 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 pentru că ați lucrat fără de legea. Ați spus una și ați făcut alta. Dragi, o ieșit că ați folosit numele meu, nu că ați fost voitari. Și știți ce mă mai frapează mult la biserică astăzi? Ei, biserica, noi biserica punem egal între ăla care face minuni, egal Dumnezeu. Dar nu e așa. Dacă e supranatural, nu e neapărat de la Dumnezeu. Și diavolul face minuni. Aia nu înseamnă că e de la Dumnezeu. Unii zic că nu trebuie să-L festești de do pe Domnul. Uite, în cadrul ăsta al suficienții Scripturii, nu trebuie să-L vestim, nu trebuie să mergem să păpudim Evanghelia, că cine trebuie să pocăiască, se va pocăi oricum. E fals! același Dumnezeu care l-a trimis pe Fiul lui Isus Hristos, ne spune așa, dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Cum vor crede în acela de care n-au auzit? Și cum vor auzi de el fără propovăduitor? Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? După cum este scris, cât de frumoase sunt picioarele celor ce vesesc Evanghelia Păcii, Evanghelia lui Hristos Roman 10. Spune Apostolul Pavel în Corinteni, de fapt, Hristos nu m-a trimis să botez, adică să botez unul după altul, acum e moda asta cu botezurile. Nu, nu, Hristos m-a trimis să propovăduiesc Evanghelia, pentru că Cel care l-a trimis pe Fiul Lui să moară pentru noi a hotărât și mijlocul prin care oamenii să fie mântuiți, adică prin propovăduirea crucii lui Iisus Hristos, care pentru unii e o nebunie, dar pentru alții e puterea lui Dumnezeu pentru mântuire, amin? Dragul meu, nu te lăsa duplicat de ăștia. Lasă, nu vezi că oricum cine se pocăiește, se pocăiește. Cel care a hotărât ca oamenii să fie mântuiți, a hotărât și mijlocul prin care să fie mântuiți, adică prin propovăduirea Evangheliei. Șocul apostolului și urmirea lui, atenție, este asta din Galaten 1 de la 6 la 10. Mă mir că treceți așa de repede de la cel care va a chemat prin Harul lui Hristos la o altă Evanghelie. Nu doar că e o altă Evanghelie, dar sunt unii care vă tulbură și voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Atenție, ce învățătură primești de pe YouTube? mi milă de oamenii cu care mă întâlnesc în fiecare weekend. Sunt atât de confuși, frate, nu mai știu în care parte o să iau. Un pastor zice una, un predicator zice alta, ăla cu blogul nu știu care o zis alta, ăla te-a zis că îl cunoști pe ăla cu blogul. Nu, știi că e divorțat și căsătorită doar? Nu. Știi că ăla cu blogul a făcut și becherișe? Nu. Și atunci cum tu îl primești ca și învățătură pentru viața ta, fără să evaluezi prin prisma cuvântului? Dragilor, testați duhurile, testați prorociile, testați învățătura! Dar chiar noi înși ne spune Pavel, în Galaten 1, de la 6 la 10, sau un înger din cer care ar veni să propovăduiască o altă evanghelie, deosebită, nouă, revelație nouă, da? Decât aceea pe care v-am propovăduit-o să fie anatema. Cum am mai spus-o, spun și acum, dacă vă propovăduiește cineva o Evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o prin scripturi, să fie anatema, adică plestemate. Două ori spune Pavel acest lucru. Anatema e cuvântul cel mai dur din scriptură. Nu există un cuvânt mai dur. Cu alte cuvinte, înseamnă despărțit pentru totdeauna de Dumnezeu. Caut eu în clipa asta să caut bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Caut să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș mai fi robul lui Hristos. Atenție! Atenție că Duhul spune lămurit oameni buni că vine lepădarea de credință. Și Apostolul Pavel îl îndeamnă pe copilul lui în credință pe Timotei, hrănește-te cu cuvintele credinței și ale bune învățături care ai primit-o până acum. Hrănește-te! 2 în 2 de la 2 la 3, nu vă clătinați așa repede în mintea voastră și nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo episolă care pare ca și cum a venit de la noi. Nu vă lăsați așa clătinați de repede. Îmi place ce spune în Cartea Faptele Apostolilor 20 de la 28 la 32. Luați seama, dar la voi înși vă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt Episcop. Ca să păstoriți Biserica Domnului pe care a câștigat-o cu unsus sângele său, știu bine că după plecarea mea se vor t învârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma. Știți câte biserici astăzi sunt distruse datorită faptului că a venit gigel frumos pe scaun, s-a împretenit cu pastorul. păstorul nu l-a testat, echipa nu l-a testat, o veni și a început să adune oameni în jurul lui, o veni și a început să dea învățătură aici și acolo și ușor, 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 ușor i-a dus pe oameni în rătăcire. Pentru că nu suntem atenți, nu vegem. Ai grijă ce ascultă soția ta pe YouTube. Când îți spune povestea, nu sta pe telefon, ascultă să vezi dacă e învățătura Domnului Hristos, dacă nu e atacul cu cuvântul lui Dumnezeu, de unde ai auzit astea? De unde ai auzit asta? Ai grijă ce ascultă soțul tău la lucruri de pe YouTube. Dacă tu ca soție ești acasă și el începe să vorbească, uite, am auzit pe ăla predicând așa că pot să am nu știu câte neveste și Dumnezeu nu se supără, tu atacă lucrul ăsta cu cuvântul lui Dumnezeu. Eu știu oameni care mie mi-au spus că Duhul lui Sfânt le-au zis că ei pot să aibă mai multe neveste, că ei sunt speciali, au ungere specială, Spune Apostolul Pavel aici, nu vor cruța turma, se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța ce? Lucruri stricăcioase, ca să atragă atenție pe ucenici de partea lor. De aceea vegheați, aduceți-vă aminte că timp de trei ani, zi și noapte, n-am încetat să vă sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare dintre voi. Continuă, Pavel, și acum, fraților, care este antidotul? Vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântul Harului Său. Singurul sau singura noastră protecție în fața acestor invazii de învățături înșelătoare va fi cuvântul lui Dumnezeu, adică a de vărul. Dacă nu vom ști cuvântul, vom fi mâncați de vii oameni buni. Eu am stat de vorbă cu proroși falși. Credeți-mă. Sunt în domeniul ăsta de 22 de ani, am întâlnit proroși falși în biserici. Erau atât de convinși că ei știu adevărul încât pe mine mă șoca. Și îi duceam la Scriptură și nu vreau să vadă. Da, da, așa zic și eu. Zic, da, dar roada ta spune altceva. Ți-ai lăsat nevasta? ți-ai copii, tu nu poți să fii un proroc de la Dumnezeu, tu înțelegi? Pentru că ești descalificat. Învățătorii și prorocii faci mă apropii de sfârșit, au câteva lucruri în comun care vreau să vi le, doar să vi le enunț și după aceea să dau o concluzie. Nu l mărturisesc pe Hristos, ci mărturisesc metode. Întotdeauna adună oameni în jurul lor. Eu când aud oameni, sunt de 32 de ani pocăit, ascultați-mă ce vă spun. Când aud oameni, băi, o ieșit o metodă nu. hai să sară metoda asta, că slăvesc metoda, pentru mine e gata. Pentru că nu metoda mântuiește, Hristos mântuiește. Noi nu avem nevoie de metode, avem nevoie să ne întoarcem la Evanghelia autentică, adevărată, propovăduirea lui Iisus Hristos. V-am spus când m-am dus la biserică, am avut o, o, ceartă, un argument în primele săptămâni cu păsorul ăsta american și am zis, dar de ce credeți vă mă că sunteți voi mai buni ca și ca noi? Și așa, și așa, și așa. Și el a spus, dragul meu, eu nu-ți prezint o metodă americană sau românească. Eu tot ce pot să spun este că tu ești pierdut la fel ca și mine, numai că eu sunt un păcătos iertat, tu ești un păcătos încă neiertat. Și dacă nu te pocăiești, vei merge în iad. Dar dacă te pocăiești și astăzi primești Evanghelia, vestea bună, mântuirea Domnului Hristos, vei fi mântuit. Dacă perseverezi în sfințenie și mergi până la capăt. Omul ăla nu mi-a prezentat metode, mi l-a prezentat pe Mântuitorul Iisus Hristos. Oamenii ăștia vin cu metode, adună oamenii în jurul lor, îi trag de lângă păstori, îi scot din biserică. Asta e tactica lor. Unul care zidește propria agendă nu este de la Dumnezeu. Unul care vine el cu o nouă revelație acum în secolul ăsta, nu de la Dumnezeu, au propriile învățături, se îndepărtează de adevăr, neagă Scriptura, Alteori o folosesc să-și promoveze doar ideile proprii. Folosesc 3-4 versete din Biblie, dar ei vin să te convertească la ideile lor. De asta e important să predicăm cuvântul, nu păreri personale, amin? De asta citesc cuvântul lui Dumnezeu ca să ne saturăm de Biblie. Nu să ne săturăm, să ne saturăm. Amestecă legalismul cu așetismul oriental, ca Nefes. Nu e bună căsătoria, ești mai sfânt dacă stai așet. Și Pavel zice, nu, asta e împotriva cuvântului lui Dumnezeu care a spus la Geneza că nu e bine ca omul să fie singur. Opresc unele mâncăruri, aia e mai sfântă, aia nu e sfântă, dar Domnul le-a curățat pe toate, i-a arătat asta lui Petru. Ai grijă. O zi o sfințesc mai mult decât pe altele. Ai grijă. Nu doresc să zidească biserica, cum spuneam, și cheamă oamenii lângă ei, încep să zidească propria împărăție și agendă. Predică una, alta fac, trăiesc în elegiuire. Promovează personalitate, promovează talentul, promovează puteri deosebite și înșelătoare, dar nu caracterul lui Hristos. Nici unul dintre cei care i-am întâlnit și era în înșelăciune, proroc fals sau învățător fals, n-am văzut caracterul lui Isus în el. M-am uitat la viața lui și n-am văzut smerenie. M-am uitat la viața lui și n-am văzut ascultare și promovare cuvântului în viața lui și în mediul public. Își promova propriile idei. Ei au limbajul ăsta, genul Duhul Sfânt mi-a zis să fac, Duhul Sfânt mi-a zis să fac, Duhul mi-a vorbit, Domnul mi-a vorbit. Băi, omule, uite-te aici ce vorbește Duhul. Odată eram cu Vali, eram plecat prin Austria și ne-am întâlnit cu unul care credea că Duhul l-a chemat în evangelizare. În România, nevasta cu copiii, n-aveau ce să mănânce, n-aveau papuci în picioare, erau părăsiți și abandonați și pe el îl trimisese Duhul, dar nu Duhul lui Hristos. Îl trimisese în evanghelizare. Un alt Iisus îi vorbise. Un Iisus fals. Lasă-ți familia, abandonează-ți și du-te și ai grijă de biserică. Și am spus și l-am confruntat, eram cu Vale acolo la, cred că undeva în, în zona, nu mai știu, pe acolo pe la ieșire spre, spre Germania, zis, omule, ce faci tu nu-i bine, pentru că cel care nu are grijă de familia lui E mai rău ca. Și. Ce mai spune Biblia în continuare? A căzut sau s-a lepădat de credință. Îl ai verse tot. Deci, când tu predici una, dar nu faci, tu ești înșelat, tu te lepădat de credință. S-a supărat pe noi, s-a întărat omul, a început să dea cu prălogii din astea false, că o să-mi facă Dumnezeu una și alta și mie și lui Vali. De ce? Pentru că să strânesc acești oameni. Promovează, cum am spus, personalitatea. ia și pune-l pe scenă. S-a pocăit de două luni și îl pui pe scenă. Și îl folosești pe post de maimuță ca să faci tu evanghelizări. La nenorocit! Au fost oameni care s-au păcălit din lumea interlopă și au fost plimbați prin toată țara asta pe scene și după 4-5 ani au căzut de la credință și s-au dus și nu mai sunt copiii Domnului. Pentru că ai făcut ce nu cere Biblia să faci, nu-l promova prea repede, spune Biblia, nu-l pune, lasă-l să se coacă, lasă-l acolo, acești apostați nu greșesc doar în doctrină, dar și în moralitate. De fapt, viața lor a luat într-o direcție greșită de mult. Te uiți la viața lor și vezi roadele. Mi-aduc aminte un pastor american odată când a fost ordinarea noastră cu mulți, mulți ani în urmă. M-am dus la el că l-am văzut așa, mi s-a părut că e mai sfânt. Și am zis, l-am văzut pe soția lui fericită lângă el și am spus, te rog frumos, spunem care e secretul slujirii tale. Sau ce să fac? spune ce să fac. Zic, sunt un tânăr care nu știu, am nevoie de, de ajutor. Și zice, îți spun ceva, să Sani, un secret, dar să nu spun la nimeni. Dacă vrei să cunoști un păstor sau un lucrător sau un învățător sau un proroc sau un om sau un creștin, uită-te la partenerul lui de viață. Ce roa de poartă partenerul lui de viață? Și ce roa de poartă el? Zice, eu nu sunt aici să mă promovez pe mine. Sunt aici venit cu delegația asta, dacă o să mi se dea cuvânt bine, dacă nu, eu deja mi-am făcut slujirea. Am fost disponibil înaintea lui Hristos. Sunt fățarnici oamenii ăștia, ipocriți și cu multe fețe. Și spune Scriptura: Dacă învață cineva pe oamenii aceștia o învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Isus Hristos și de învățătura care duce la Evlavie, este plin de mândrie și nu știe nimic. Banca care boala cercetărilor fără rost, a certurilor de cuvinte din care se naște invidia, certurile, clevetirile, bănuielile, zădărnicirile, ciocnirile de vorbe, al acestor oameni stricați la minte, lipsiți de adevăr, care cred că evlavia este un izvor de câștig. Ferește-te de astfel de oameni. Iată ce spune Scriptura. Să fim foarte tranșanți. Iubește-l pe păcătos, dar dacă el e copilul Domnului și nu trăiește în adevăr, trebuie confruntat, trebuie adus la adevăr. Îi spunea Pavel Utit, mustră e aspru să fie sănătoși în credință. Mi-asta îmi place la Betania, la Biserica Betania, spun sincer, pastore Tibi, E o biserică care nu se supără când e mustrată și asta dă dovadă de sănătate. E o biserică care nu se, dacă îi zici, pui la unul, nu se supără. Sunt locuri unde mergi când oamenii nu suportă să-i muștri. Dar mustrarea și disciplina e parte din Scriptură. Amin? Cuvintele sănătoase. De asta chemarea noastră este în 1 Timotei 4, de la 12 pe la 16 și cu acest verset închid astăzi, chemarea noastră e simplu, nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ce fie o pildă pentru credincioși. Și întrebarea mea pentru tine și pentru mine astăzi, ești tu o pildă pentru credincioși? Pentru că nu contează câtă Biblie știi. Eu ți-am spus, am întâlnit pe tren un băiat care mi-a spus faptele apostolilor și cred că unul Timotei sau FSE, nu mai știu, pă din afară și când l-am întrebat ce probleme are, mi-a spus că trăiește în curvie și că nu se poate, dar știa Scriptura. Dar vă spun ceva și dracu știe Scriptura. Dar nu tră, nu trăiește și acolo e înșilarea. Și Apostolul Pavel îi vine lui Timotei și spune, Timotei, în contextul ăsta de învățături false, într-un context ăsta de proroși falși care se promovează singuri, caută viuri, caută proxim, da, caută, cum să zic, vizibilitate în lumea asta, să fie cineva, să iasă în față, să aibă acolo pe YouTube, pentru virtual, nu știu pentru cine vor ei, pe cine vor să mântuiască de acolo, în contextul ăsta tu fii o pildă. Fii un exemplu, fii un model. Cum vi se pare chemarea asta? Concretă? Da sau nu? Adică ce înseamnă să fii o pildă? Să-ți faci patul dimineața? Să-ți duci hainele la spălat, să nașteți după mama și după tata să ți le ducă? Să fii o pildă înseamnă să faci curățenie împreună cu partenerul de viață? Nu, bătuiești tu ești femeie la curățat, că nu e sclava ta? Biblia ți-a trimis-o ca ajutor, potrivit nu ți-a trimis-o ca sclavă. Pune mâna și fă să fii o pildă, înseamnă să te dai pe tine exemplu. Domnul Hristos s-a dezbrăcat de slavă și a luat chip de... A fost o pildă. Și Pavel îi spune, tu mai fii o pildă pentru credincioși. În ce? În vorbire. Uau, wow, aici, aici e grav, e grav. E grav. Eu predic în fiecare weekend aproape în altă biserică și ies pe hol și aud conversații între oameni. Ei, grav, avem, dragilor, probleme la capitolul vorbire. Unde se arată Sfințenia, în primul rând? În, în vorbire. Biblia spune despre Iov că într-o singură zi a pierdut oile a pierdut boii, a pierdut măgarii, a pierdut holdele, a pierdut zece prunci, zece înmormântări și zice, Iov s-a dezbrăcat și a ras capul, s-a aruncat cu fața la pământ și a zis, Domnul a dat, Domnul a dat și spune Scriptura, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. Dragilor, păcătuim în vorbire, vorbim dezlegat de multe ori, vorbim ușor, cu ușurință, pentru că Moise a vorbit cu ușurință o dată, Dumnezeu nu l-a lăsat să intre în țară. Vorbim cu ușurință de ăla, ai auzit ce a făcut ăla, ce mai zice la care e telefonul fără fir, ce mai zice gura satului? Dragul meu, de ce te uiți în gura satului? Să vorbiți cuvintele lui Dumnezeu, fie o pildă în vorbire, în pur, în purtare. Mă cineva pentru o predică la o biserică, o zis, băi, excelent, dacă n-ai fi zis-o pe aia cu semaforul, că ne supărăm la semaforul, să nota 10. Așa ai dat în trei sferturi din biserică, că toți la semafor zice, acolo pot să fiu și eu cine sunt cu adevărat. În purtare, în dragoste, în credință și în curăție. Atenție mai departe ce spune Scriptura. 1 Timotei 4, de la 12 la 16. Până voi veni, ia seama bine la citim împreună. Aveți versetul, poți să-mi-l pui? Te rog. 1 Timotei 4, 12 16. Dacă nu-l punem, găsim o posibilitate. Aș vrea să-l citim ca să-l vedem. Ok, următorul verset. Citim împreună. Până voi veni, îi spune Domnul Hristos lui Timotei prin Pavel, până voi veni, până la a doua venire. Ia seama bine, citim împreună. La? Ne oprim. Vreau să vă întreb, citiți Scriptura cu voce tare acasă? Mărturisiți cuvintele Domnului. Vedeți că noi avem practica asta în Betania de a mărturisi împreună cuvântul Lui Dumnezeu. De ce? Că atunci când mintea ta și cuvântul tău e prin mărturisire, prin mărturisirea cu gura se ajunge la? Păi dacă nu mărturisești, s-a pus diavolul la pe gură? Ia seama bine la citire. Ia seama bine la îndem, nare și la învățătura pe care o dai autor. Iată în cel cheamă Pavel pe Timotei să aibă grijă. Ce ar fi ca săptămâna asta noi să luăm seama bine la citire? Adică să nu citim cu privire la felul de viață să vă dezbăcați, omul celălalt, amin, aleluia, gloria. Dragul meu, citește Scriptura încet, cu frână, nu cu telefonul lângă tine, aruncă drăcușorul de telefon la coșul de gunoi, citește Scriptura încet, până voi veni. Ia seama bine, adică ia seama, adică fă treaba bine. Ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie, da? unul din prezbiterea prorocii lui Timotei, pentru că Timotei era un tânăr timid, un pastor timid, și cel mai probabil aici e vorba de, de darul de încurajare pe care Timotei l-a primit de curaj. Se spune în comentariile biblice că Pavel însu s-a rugat pentru Timotei ca Dumnezeu să-i dea curajul lui Timotei, acestui lider tânăr și timid și fricos, pentru că așa era Timotei, Îndrăzneala care i-a dat-o la convertire Domnul Hristos lui Pavel, vă aduceți aminte când Anania și-a pus mâinile, spune Scriptura că Pavel imediat s-a ridicat, a primit botezul și s-a dus să probodească Evanghelia cu îndrăzneală. Și zice, puneți la inimă aceste lucruri, îndeletnicește-te în cu ele, adică practică-le la nesfârșit, citire, îndemnare, predicare, citire, îndemnare, citire, îndemnare, învățătură, practică-le, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți oameni, întrebare. Dacă tu ești în Betania de 5 ani și ești în același loc, ioi frate, păstor, roagă de ioi frate, îți distrus, îmi atacă diavolul din toate, ioi, ioi. Întrebarea păstorului este, bă, dar asta când mai crește odată, m-a rămas tot la lăptic. Dacă băiatul tău la 18 ani ar veni și ar zice, mami, niște lapte, te rog. Băi, trezește-te, ai 18 ani, du-te, mă, omule, și fă-ți un grătar, cumpără-ți un burger. Nu e o problemă? Păi și atunci noi cum tratăm pe cei din biserică care sunt încă la lapte? Îi tratăm ca și cum sunt oameni maturi. Ei nu s-au maturizat emoțional, nu s-au maturizat spiritual, de ce? Pentru că nu practică, n-au citirea la îndemână la ei, n-au îndemnarea, n-au învățătura. Îi bate vântul, ce vine pe YouTube, doi să meargă. Trebuie să se vadă progresul. Așa spune Scriptura, ca înaintarea să fie văzută de toți oamenii. Și mai spune la sfârșit iar, reia apostolul, pentru că era teamă, fi cu luarea minte asupra ta, în sus, Timotei, și asupra învățăturii care o dai altora. Dacă mă poți ajuta cu pianul, Gio, și că ai venit acasă, Domnul bine te binecuvânteze de la Timișoara, haide. Stăruiește în aceste lucruri. Tot aud, vin unul și apă, frate, să stăruim în rugăciune. Da, frate, eu sunt de acord, mie îmi place rugăciunea, sunt om rugăciunii. Dar în practicarea cuvântului, când stăruim? În încurajare, când stăruim. În citire, când stăruim. e scriptura acasă ca și tatăl deschis să te vadă copiii. Și ai copii, mamă, tată, veniți să o citim scriptura. Luăm seama bine la citire, la îndemnare. Astăzi, doi luni. Astăzi, citim cuvântul. Îndemnăm pe toți cu care ne întâlnim și dăm învățătură după voia lui Dumnezeu. Într-o biserică mă întrebau, frate, ai frate, ce bine că ai venit, că de abia așteptam să mai ascultăm ceva nou. Ce vezi mai ai din lumea largă? Zic ca leu zic, vă, vă ruinez predica, zic. Eu, 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 nu am venit să vă dau vești din astea, am venit să citesc din Scriptură. Și dar de astea zice... Le știm, adică noi suntem la un nivel, adică tu ești mic, zice, ești mic în credință, dar noi deja... Cine crede că știe ceva, este un... sau au că sunt înțelepți și au un nebu... Și uite ce spune aici, că plăcați, fi culoare aminte amintea asupra ta în sus asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruiește în acestea lucruri, că și dacă vei face așa, atenție, te vei mântui, citim împreună, te vei mântui pe tine însuți și pe cei care te ascultă. Cu alte cuvinte, nu că ești tu salvatorul tău, dar vei rămâne în mântuirea care ți-a dat-o Hristos, practicând cuvântul la nesfârșit, citind, îndemnând, propovăduind cu faptele și cu vorbele, pentru că marele țel al vieții noastre creștine trebuie să fie modelarea caracterului după adevăr. Nu minunile și semnele. Dragilor, iertați-mă. Vreau să vă fac o mărturisire. Eu vă iubesc mult de tot. Că n-aș fi aici în Betania și la Orade. Ne simțim aici ca acasă. Și chiar mă bucuram că m-am întors. Am venit ieri de la Suceava, eram pe drumul spre Cluj. Astăzi am venit stând obosiți. N-are rost să vorbim. Avem 2500 de kilometri în 3 week. Nu contează. Dar vreau să vă spun, eu cred în minuni. Eu am văzut minuni cu ochii mei, picioare crescând, ochi care s-au deschis, oameni vindecați de cancer, bolfe care au dispărut, femei eliberate. Am văzut cu ochii mei, dar nu propovăduiesc minunile, îl propovăduiesc pe făcătorul de minuni. De asta Petru, după ce a prins cea mai mare captură a vieții lui, zice că a lăsat mrejile și pe lui și s-a dus după Isus. Pentru mine imaginea e atât de dragă nu pot să nu-L urmez pe acest Hristos care mi-a dat mântuirea. De asta, învățătura și trăirea noastră trebuie să fie una. Îmi place ce spune Eremia 15 cu 16 și cu acest verset, cred că termin când am primit cuvintele tale, le-am înghițit, le-am făcut ale mele, mi le-am asumat. Cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele, căci după numele Tău sunt numit Doamne Dumnezeul oștirilor. Moștenirea ta, spune Psalmul 119, sunt cuvintele mele veșnice. Haide să luăm seama la citire. La îndem. adică după ce l-ai citit și te-ai încurajat tu și te-ai hrănit cu cuvintele credinței Timotei, acum poți să încurajezi și pe alții. Și la învățătura care o dai altora prin fapte și prin vorbe. Vreți să fim credibili în generația asta? Îmi place ce spune 2 Timotei, trebuie să vă citești și versetul ăsta și am încheiat. Dragilor, mi-e -mi teamă că biserica să nu fie înșelată. Însă atâtea evanghelii false care umblă sincer, plâng câteodată și strig către Dumnezeu și zic, Doamne, ajută-mă să rămân în picioare până la sfârșit. Nu vreau să fiu înșelat, ajută-mă, Doamne, ajută-mă, ajută-mă. Nu știu dacă, dacă voi luați în serios avertismentul ăsta, dar sincer, pe mine mă sperie. Mă sperie ce se poate întâmpla. Văd cum tot mai mulți oameni cad de la credință. Văd cum tot mai mulți oameni pică. De asta aș vrea să vă las cu gândul ăsta. Spune Pavelul Timotei, Fii fără prihană și fără vină în mijlocul unui neam ticălos. Strălucind ca niște lumini în lume. Ținând sus cuvântul vieții. Dragul meu, asta ne recomandă. Nu minunile, nu semnele, nu vindecările spun ceva. Minunile și semnele sunt ceva limitat. Azi ești vindecat, mâine te poți îmbolnăvi din nou. Dar când caracterul tău e format în chipul și asemănarea lui Hristos, să uită oamenii la tine și zice... Ăsta e pe bune. Miroasa cer, umblă ca ala din cer în numele Lui Isus. mi-aduc aminte o mărturie a unui copil de Dumnezeu era undeva într-o țară străină și la un moment dat a venit o vrăjitoare să le ghicească și vorbea în engleză, ce hai să vă ghicezi viitorul și el, el era cu spatele și cu familia și când s-a întors, se ea, zice, oh, oh, ție, nu pot că ești din ceata celui răstignit ești din ceata celui răstignit Ai o chemare mare, hai să ne ridicăm